salutare, dragi prieteni, suntem în satul Colibaș și am venit să-l felicităm pe domnul Sandu cu ziua de naștere. Să urăm multă sănătate, fericire și viața cât mai frumoasă, iar surpriza vine din partea finei, să mergem să-l felicităm. Să vă urez multă sănătate, fericire și o viață cât mai frumoasă alături de cei dragi. Și vreau să vă întreb, cum credeți, cine a organizat această surpriză? Eu de unde știu? Băietul, nu fata, nu? Nu știți din partea cui este. Ia uitați-vă, eu am pentru dumneavoastră niște cadouri și un mesaj de felicitare în care scrie cine a hotărât să vă surprindă așa frumos. Unii cine? Și avem pentru dumneavoastră un buchet de flori. Da, pentru că astăzi este... Astăzi este Ziua Internațională a Femeii, a Mamelor și avem și pentru dumneavoastră acest buchet minunat pentru o doamnă frumoasă. Și cu acordul dumneavoastră am să citesc mesajul de felicitare. Fiecare grădină trebuie să aibă un trandafir. Fiecare față trebuie să aibă un zâmbet. Fiecare fir de iarbă trebuie să aibă rouă. Și fiecare om trebuie să aibă un naș ca al nostru. Nașul nostru, îți dorim multă sănătate, fericire în familie, bunătate și bună dispoziție. Ne-ați oferit sprijin, dragoste și grijă. Mereu ați fost acolo pentru noi cu un sfat, cu un ajutor și vreau să folosesc marea ocazie pentru a vă spune un mare la mulți ani și a vă mulțumi pentru tot. Noi vă iubim și vă respectăm din partea finilor Gheorghe, Anișoara și finuțul Sandu, ce vă poartă cu mândrie numele. La mulți ani, este pentru dumneavoastră. Vă invităm și pe voi încoace, pentru că aceasta nu este tot, noi avem un buchet de melodii pentru dumneavoastră și v-aș îndemna să puneți torta și buchetul într-o parte, să dansăm cu toții. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până zori. Cântă-n cântă-n lăutare să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, dar și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până.
Când dai bunda, când îl dăm înapoi? Da.
Aceasta a fost surpriza din partea finilor dumneavoastră de la Medicilometri și eu cred că lor le-a reușit să o facă și dumneavoastră și soției dumneavoastră o surpriză de neuitat, o surpriză frumoasă care o să rămână în memoria, că aveți un cuvânt de mulțumire pentru ei, o puteți face pentru că ei sunt în direct și sunt la dumneavoastră. Am emoții! Mulțumim de tot ce ne-a făcut! Adică și China când ne caută, și Chinuțul când ne caută onoarea. Și le mulțumim din tot sufletul, să fie sănătoși și să întoarcă sănătoși acasă, la noi, să ne întâlnim cu toți. La mulți ani! Mulțumim! Haideți să-l aplaudăm! Mulțumim de surpriza care ne-a făcut-o și le dorim sănătate. Azi de 8 martie îi dorim și lui fina noastră și lui Finuța Oxana și cea mitică de ziua femeilor. Multă, multă sănătate și tot ce doresc să li se împlinească. Și dorim să fie alături acasă, aici, la Moldova, să fim împreună cu toții. Și mulțumim frumos! Și mulțumim la dumneavoastră că ați făcut surpriza, v-ați ostenit tăman de ziua femeilor, v-ați... Cea mai mare plăcere, o facem cu mai drag pentru dumneavoastră și pentru toți radiații, pentru că asta ne face plăcere. La mulți ani! La mulți mulțumim! Mulțumim!